primar, copiii de la școala din Ogrezeni au avut parte și anul acesta de un cadou special pe care l-ați oferit, așa cum ați făcut-o și în urmă cu un an și în urmă cu 2 ani, și anume, să nu-i spunem excursie, pentru că a fost o adevărată expediție, o idee care mi s-a părut extraordinară. Copiii au avut ocazia să vadă Dunărea și malurile acesteia, cu localitățile și tradițiile lor, de-a lungul întregului sector al Dunării din România. A fost o expediție pe care ați organizat-o cu foarte mulți copii. Spuneam că este al 3-lea an când faceți acest lucru. Și v-aș propune să începem cu începutul, cum se spune. Nu vă întreb de unde v-a venit ideea, pentru că, spuneam, este al 3-lea an. Dar să vă întreb, cum ați început organizarea expediției de anul acesta? Organizarea acestei expediții, bine, ca și datile trecute, a trebuit să aibă o temă culturală-educativă. În materie de cunoștințe, de referitor la copii, de însușirea unor cunoștințe despre datele geografice, istorice, economice și cu privire la punerea în valoare a bogățiilor naturale ale țării noastre. Dacă anul trecut a avut o temă culturală-educativă preponderent istorică, adică am înfăptuit unirea de la 1600 pe care am înfăptuit-o Mihai Viteazu și noi am fost pe urmele lui Mihai Viteazu și la modul simbolic am unit și capul acestuia care se află la Mănăstirea Dealul la Târgoviște cu trupul lui care se afla la Turda, adică am reîntregit, ca să zic așa, la modul simbolic, atât trupul cât și ideea în sine care a luat naștere referitor la unirea și formarea statului unitar român. De data asta m-am gândit că ar trebui să punem în valoare un loc, lucruri minunate și de o importanță majoră pentru România și pentru copiii noștri. Am ales să explorăm fluviul Dunărea de la intrarea lui în țară, ținând seama că fluviul Dunărea, cea mai mare lungime, este străbătută prin minunata noastră țară, România. Am preferat să pun la dispoziția copiilor informații și să le și trăiască la modul real, începând de unde Dunărea intră în țara noastră, să exploreze teritoriul României, să exploreze teritoriul și celălalt mal al Dunării, respectiv în Republica Serbia am fost, Republica Bulgaria, pentru ca acești copii să-și formeze o imagine asupra întregii importanțe, adică referitor la întreaga importanță pe care fluviul o are, atât pe teritoriul vecin al statelor vecine, cât și pe teritoriul României. Așadar, am constituit un detașament care a fost format din 3 grupe, deoarece numărul copiilor în acest an a fost mai mare decât altă dată. Au fost 55 de copii și asistați de 20 de adulți care au pe domenii diferite specializați în anumite situații să intervină privind disciplina, privind coordonarea acestora, privind explicarea obiectivelor pe care le vizităm, importanța despre Dunăre, despre țările respective. Am avut specialiști pe probleme internaționale, traducători din limba sârbă și limba din limba bulgară și am început explorarea. Nu puteam începe o explorare mergând doar așa pe lângă, mergând pe malul Dunării și să urcăm într-un vapor să explorăm Dunărea. Am preferat, dacă tot i-am împărțit în 3 grupe, să fie în primul rând cercetați și marin, să abordăm un traseu montan până ajunge la Dunăre. Așadar, traseul nostru s-a constituit prin explorarea munților și celui mai important, apreciez eu, cel mai important și cel mai frumos drum care a fost recunoscut și la nivel internațional, aici fiind vorba despre Transfăgărășan. Am pornit această expediție cu ajutorul Bunului Dumnezeu de la Sfântul Lăcaș de Cult de la Curtea de Argeș și de la Mănăstirea Curtea de Argeș. Am continuat prin explorarea, prin vizitarea cetății de la Poienari, care știm foarte bine cu o încărcătură istorică demnă neamului românesc. Știm foarte bine despre Vlad Țepeș, care a avut o serie întreagă de activități derulate acolo, privind instaurarea
dreptății și a adevărului la vremurile acelea. Am avut un ghid specializat care a explicat copiilor trecutul istoric al acestui neam referitor la Vlad Țepe și cetatea Poenari. După aceea ne-am continuat drumul, prezentându-le copiilor barajul de la Vidrarul, statuia lui Prometeu și, efectiv, Transfăgărășan. O chestiune destul de importantă și demnă de marcat referitor la Transfăgărășan. Vedeți cum aglomerația, cum și lucrurile ușor neplăcute participanților la trafic se transformă în lucruri pozitive pentru cei care se află în tranzit. Fiind într-o zi de duminică, o zi însorită, o zi frumoasă, am întâlnit înainte de a ajunge la Bâlea Lac, pe ambele sensuri de circulație, o aglomerație cum rar este dat întâlnit să o aibă Transfăgărășanul. Văzând că, după toate estimările noastre, ar fi fost vorba de 3 ore de stat în autocar, am preferat să coborâm pe grupe, tot detașamentul 10, ca așa se și numește, detașamentul 10, Ogrezeni, Dunăre, Marea Neagră, care vă spunea că e format din 3 grupe, cercetași montani, cercetași fluviali și cercetași marini. Și am intrat în acțiune cercetași montani, privind debarcarea din autocare. Pe tot parcursul acestei expediții am avut rapelele României dotate fiecare grupă cu un rapel al României, cu care am defilat pe el prin toată țara. Au fost și rapele individualizate cu privire la unitățile hoteliere, cu privire la țările pe care le-am vizitat și pe unde am trecut am lăsat un rapel în semn de respect față de toți cei care au dat curs colaborării noastre. Și de ce nu și la modul simbolic, punând rapelul și arborând rapelul pe fiecare obiectiv turistic, asta înseamnă la modul simbolic și cucerit. O parte dintre copiii noștri chiar și-au inscripționat pe tricouri cucerim România, la modul simbolic, bineînțeles. Cu toate că și real și-ar fi regăsit scopul în realitate, ținând seama de, mă rog, perioada pe care România o traversează acum referitor la înstrăinarea bunurilor care s-au aflat în patrimoniul statului român. Bun, și traversând chiar la Bâlea Lac acolo, pe proporțiune de 5 km, am traversat inclusiv acel tunel lung de peste 1 km, pe axul drumului, deci vă dați seama, fiind blocat pe ambele sensuri de circulație, în coloane câte unul copii, pe grupe, la începutul fiecărui grupe am avut câte un purtător de drapel, bineînțeles toți copiii știau imnul de stat al României și am intonat imnul în marșa asta, și bineînțeles și în cadență, pentru că copiii au beneficiat de o instruire specifică unei discipline nu severe, dar o disciplină mai care să se facă simțită atât față de cei pe lângă noi pe care am trecut și orașele vizitate, cât și de către noi înșine. Adică să nu perturbăm buna circulație a trecătorilor, a pietonilor, a tuturor celor cu care ne-am întâlnit pe drum, ne-am deplasat într-o formă organizată. Ce am constatat acolo? În momentul când am traversat acel tunel, și vă dați seama ecoul tunelului și 75 de copii, dintre care 20 de adulți, majoritatea bărbați, cu voci, vă dați seama, cu tonalitatea vocilor lor și armonizate la modul ideal cu vocile copiilor, am constatat cu bucurie că toți acei participanți la trafic blocați în tunel și de pe o parte și de pe cealaltă au coborât din mașini și au cântat la unison cu noi și au strigat toți, România te iubim. Deci asta a fost o chestiune care, deci iată că România se mișcă, sentimentul național încă există în cetățenii României, atât numai că el trebuie doar valorificat și eventual făcut să existe din ce în ce mai des. După aceea ne-am continuat drumul, am vizitat Bâlea Lac, le-am prezentat copiilor lacul de acolo. Au durat câteva ore, văzând că autocarele tot întârzie să apară, am continuat coborârea către Bâlea Cascadă în același ritm și în aceeași formație și nu vă spun că pe toată această distanță în kilometri, aproximativ 5 km, mașinile fiind blocate, vă dați seama, și pe
și însă pe sensul de coborâre, deci către Bâlea Cascade, era un blocaj total. 2 km plus tunelul blocat și 2 km de-a stânga și de-a dreapta, același efect au avut. Claxonau cu mașinile pur și simplu, ca să nu vă spun că au fost copii, părinți și chiar și doamne care au intrat în coloană cu noi și au cântat, au intrat în cadență, că copiii au învățat să-și păstreze, să păstreze ritmul imnului național, păstrând cadența și făcând acele tropote pe asfalt. N-aș putea spune un pas de defilare, dar, mă rog, un mers, un pas vioi în cadență. Și cetățeni din mașini care se aflau și turiști care se aflau pe munți coborau de acolo și, la un moment dat, eram noi 575 încolonați unul în spatele celuilalt și pe sensul de coborâre, la un moment dat, cred că am fost peste 100. Imaginați-vă ce impact a avut acest lucru, pe care noi nu l-am scurt, noi nu asta urmărisem, noi doar voiam să traversăm cât mai repede, să evităm staționarea, că după aceea se instala starea de oboseală pentru copii, vă dați seama, mai și adormeau dintre ei și am preferat să mergem pe varianta traversării pe jos a Transfăgărășanului cu o porțiune de 5 km și a avut un mare impact față de toți acei cetățeni pe care i-am întâlnit. După aceea am mai vizitat muzeul de la Cârtișoara, mi s-a povestit despre Badea Cârțan, cum la vremea aceea se a pătruns cartea în țara românească și totodată multe idei ale vieții de atunci, care la un moment dat erau interzise de către autoritățile de atunci. Am ajuns la Sibiu, am vizitat monumentul de la Șelimbă și am fost cazați la Sibiu și asta a fost, s-a încheiat ziua 1. După aceea am continuat ziua 2 la cetatea Deva, am vizitat cetatea Deva, muzeul, statuia lui Decebal, a lui Traian, Horia Cloșca și Crișan. Am avut un specialist, un ghid de specialitate în acest domeniu care ne-a povestit toată istoria dacilor și romanilor și care n-a uitat să ne aducă aminte ce a spus Herodot despre noi daci, că suntem cei mai viteji și mai drepți dintre traci. Urmând după aceea, după ce am terminat cu vizitarea orașului și a cetății, să ajungem la Sărmișegetuza Regia. Am avut pauza la Sărmișegetuza Ulpia Traiana, le-am povestit copiilor și despre aceasta. Prânzul l-am servit în localitatea Sărmiș, la pensiunea cu același nume, și ne-am continuat drumul către Republica Serbia. Am vizitat muzeul de locomotive de la Reșița, care se află, calea ferată se află și muzeul se află chiar lângă drum. Le-am povestit copiilor și despre acest lucru și am intrat în Republica Serbia. Am servit cina acolo, copiii au avut ocazia să vadă cum se mănâncă în Serbia, să pună piciorul pe teritoriul altui stat, să vadă tradițiile de acolo, să vadă oamenii de acolo cum se comportă. Am vizitat și lacul Iezero din localitatea Biserica Albă, care se află la 20-25 de kilometri de punctul de trecere a frontierei de la Năidaș. Am înoptat acolo și de dimineață ne-am întors în țară, ne-am îmbarcat pe o navă și am început efectiv explorarea fluviului Dunărea, de unde intră în țară, de la Moldova Veche ne-am îmbarcat. Le-am prezentat din autocar copiilor Baziașu. Am avea posibilitatea să ne îmbarcăm de la portul militar al poliției de frontieră, dar a început un vânt mai intens care ne-au primit recomandări de la autorități că ar fi mai bine să mergem la Moldova Veche. La Moldova Veche ne-am îmbarcat pe o navă și am continuat explorarea fluviului Dunărea și toate zonele de afluență a tuturor râurilor care se varsă în aceasta până în localitatea Orșă. Ne-ați relatat așadar până acum despre prima parte a expediției dumneavoastră, care a început cu zone montane, zone istorice importante pentru România. Înainte de a continua cu următoarea parte a expediției, respectiv expediția sau partea de expediție pe Durere și localitățile pe care le-ați vizitat, v-aș ruga să ne spuneți care au fost greutățile și etapele pe care a trebuit să le parcurgeți pentru organizarea acestei expediții, pentru că sunt foarte multe detalii, bănuiesc și sunt sigur de asta de altfel,
care au trebuit luate în seamă, începând de la asigurarea transportului în condiții de siguranță, asigurarea unui program în condiții de siguranță, cazare, masă, programul despre care vorbeați. Vorbiți-ne și despre echipa care v-a ajutat pentru a organiza această expediție, încă de la primele proceduri. Prima echipă a fost angajații din aparatul propriu al primarului, adică cei de la primărie. Ținând seama că avem și două precedente, adică și acum un an și acum doi ani am mai avut astfel de excursii organizate, deja în mare parte știam cum se abordează în fază de început această situație. După aceea, ținând seama de transportul pe nave, pe vapoare, pe embarcațiuni, era o chestiune pe care noi stăpâneam foarte bine și am solicitat sprijinul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență privind punerea la dispoziție a unor cadre specializate în materie de transport fluvial pe Dunăre. Am primit de îndată, cu ajutorul domnului colonel Apostol, doi specialiști, un paramedic care a venit cu tot echipamentul din dotare, un domn care avea și funcția de salvamar. Am înțeles că e și scafandru în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și care ne-a asigurat și în relațiile internaționale traducerea din limba sârbă și din limba bulgară privind colaborarea dintre noi și autoritățile străine. A trebuit să ne consultăm și cu specialiști în materie de explorare. Dacă vă dați seama, dacă Dunărea, explorarea ei începe de la Bazia și automat finalizarea operațiunii a fost până la gurile de vărsare a ei în Dunăre, respectiv pe brațul Sulina și pe brațul Sfântul Gheorghe. Noi ne propusesem și pe brațul Chilia și din rațiuni de ordin de siguranță a grupului și a navelei, ținând seama că ținta noastră era să vizităm portul Ismail, care se află pe cealaltă parte, respectiv Republica Ucraina. Autoritățile ne-au sugerat că ar fi bine să abordăm o altă zonă pentru siguranță grupului și am abordat Delta de Nord. Deci imaginați-vă că au fost implicate mai multe instituții ale statului român care ne-au asigurat atât consultanță cât și ne-au pus la dispoziție specialiști pe domeniile pe care noi le-am avut de abordat în această excursie. Vorbiți-ne, ne întoarcem la Moldova veche. Acum ați plecat deja pe Dunăre, vorbiți-ne despre parcursul pe care l-ați urmat și care au fost cele mai importante etape, ce au putut vedea și afla copiii străbătând pe acest sector Dunărea românesc. Da, aici ar trebui, dacă ar fi să vă expun într-un mod cât mai elaborat toate aceste obiective vizitate, ne-am întinde pe foarte mare perioadă de timp, așa că o să vă spun doar succint. Am avut un ghid de specialitate care le-a explicat copiilor cu cele mai mici detalii despre zonele de afluențe, cu râurile care se varsă în acesta și toate obiectivele turistice care sunt amplasate de-a lungul Dunării și importanța lor de-a lungul istoriei, aceasta fiind unul dintre cele mai importante care și copiii și-au aplecat atenția, a fost podul lui Traian, care a fost construit de Apolodor din Damasc, la drobeta Turnul Severin, și placheta regelui Carol când a pășit prima dată în România, unde a pus regele Carol prima dată piciorul în România. Acolo copiii au primit detalii despre și despre fiecare obiectiv în parte și importanța lui. Bineînțeles, au explicat copiilor, li s-a pus la dispoziție informații despre importanța economică în materie de turism a Dunării, importanța ei economică în materie de furnizare a energiei electrice, că știți că avem cele două baraje de la Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2, care sunt și o sursă de energie electrică pentru România. Au participat copiii efectiv și la operațiune de ecluzare, deci tot ceea ce presupune transportul pre Dunăre, importanță economică, importanță turistică, importanță tehnică, chestiuni tehnice pe care sunt inevitabile sunt inevitabile
fiind angrenat într-un transport pe Dunăre. Deci între porțile de fier 1 și porțile de fier 2 am făcut și o ecluzare acolo la care copiii au participat efectiv la ea. Ce a însemnat pentru acești copii expediția pe care ați organizat-o, având în vedere că, din ceea ce știu, marea lor majoritate, dacă nu chiar toți, sunt copii din familii care nu au posibilitatea să le ofere astfel de expediții, mai ales la un astfel de nivel, nici măcar o tabără obișnuită nu se poate, din păcate, să beneficieze acești copii, având în vedere situația familiilor din care provin, iar dumneavoastră și în acest al treilea an ați avut în vedere și acest lucru, oferindu-le o vacanță cum probabil nu se gândeau că pot să aibă. Da. Vă mulțumesc pentru această întrebare, ați abordat un subiect foarte important. Vedeți, dumneavoastră, în timpul copilăriei mele, aceste tabere le organiza statul român, prin inspectorate, prin Ministerul Educației și Culturii. Nu am mai auzit de la Revoluție până acum că statul român s-ar mai ocupa de organizare astfel de tabere, prin care copiii să ia în mod direct și nemijlocit cunoștință despre toată importanța, despre toată bogăția și despre toată frumusețea țării noastre. Această idee, la începutul când a apărut, ce să vă spun, recunosc că nu mi-a aparținut, a venit din partea domnului director pe Union, din cadrul școlilor, directorul tuturor școlilor din localitatea noastră. Acum 3 ani, în sensul de a-i motiva, atunci era vorba despre copiii de clasa 8-a, care a fost un an fericit pentru noi, ogrezenii, au fost promovați la cele mai bune și importante licee din București și din Bolintin Vale, dar mulți dintre ei au promovat la liceele din București. Și domnul director i-a venit ideea că ar fi bine să punem în valoare cunoștințele dobândite, că mulți au avut note foarte mari la geografie, la istorie, la limba română. Și vă dați seama că astea au strânsă legătură cu neamul românesc. Istoria, geografia și limba. Astea sunt elementele cele mai importante ale unui stat și, bineînțeles, teritoriul. Și mi-a sugerat că ar fi bine, în semn de recompensă pentru acești copii, pentru că tot au datele teoretice de la școală, ca urmare acestor au câștigat și au promovat la licee importante din București, să organizeze o excursie cu o astfel de tematică. Vedeți, dumneavoastră, au fost mulți în primul an și de fiecare dată au fost destul de mulți, dar rămânea acel segment al, să zicem, defavorizaților care din diverse rațiuni provin din familii monoparentale. Pe alții au crescut bunicii ca urmare a plecării părinților lor în străinătate. Iarăși un fenomen care contribuie, aș putea spune, are un efect nociv și un impact devastator pentru societatea românească, că ia uitați, rămân copiii acasă, părinții nu se mai întorc, sau dacă se întorc, nu se mai întorc, se întoarce doar unul dintre ei și, mă rog, și văzând că acești copii ar rămâne din aceste motive, pentru că nu au avut timpul material să studieze atât de bine încât să fie promovați la licee, au promovat și ei și au făcut parte și ei din, nu am avut repetenți, vă dați seama, era chiar neplăcut să meargă doar o parte dintre ei și ceilalți nu. Și atunci am spus, da, bun, vom completa cunoștințele celor care au promovat și deja au obținut diplome de merit și premii, dar nici ceilalți nu ar fi de neglijat. Și am spus, toți copiii care au promovat anul școlar, indiferent de media pe care aceștia au avut-o, indiferent de categoria socială în care face parte, să meargă toată lumea în excursie. Că este posibil ca din toate aceste semințe, ca până la urmă noi asta facem. Copiii noștri, marele popor chinez spunea, dacă vrei să, și marele înțelept Buddha, dacă vrei un câștig imediat, cultivă ceapă. Și în 3 luni ai câștigat bani. Dacă vrei să un câștig pe perioada îndelungată, cultivă-ți copiii, cultivă generațiile, cultivă oameni. Și având în vedere această rațiune și pe fondul neimplicării autorităților și mai ales a ministerelor privind promovarea acestor bogății ale și frumusețea României, am preferat să-i angrenez pe toți acești copii, indiferent de posibilitatea lor materială.
prin participarea lor activă, să-și lase familiile și copiii acasă și să vină alături de mine să mergem să promovăm aceste bogății ale României. Deci asta e un sacrificiu, să știți. Și au lăsat pe perioadă de 2 săptămâni cadre didactice care au mai fost angrenate în astfel de operațiuni și în semn de recunoștință și de a susține activitatea aceasta, au venit și alături de noi, au participat împreună și cu grupul de specialiști din diverse domenii și au participat și ei cu cunoștințele pe care le aveau, le mai explicau încă o dată pe lângă toți ghizii pe care i-am avut și fiecare cadru didactic în parte explicau copiilor din ce cunoștințe mai aveau și ei despre toate lucrurile pe care le-am vizitat. Deci participarea a fost activă. Păi ce să vă mai spun, că nu aveam în plan să vizităm, bine, a fost și o coincidență aici, pe 15 august a fost ziua Marinei. Ce să vă spun, am fost invitați, nu știu, probabil cineva s-a autosesizat de către statul major al forțelor navale, ne-a pus la dispoziție un program special pentru detașamentul 10 Ogrezen, Dunărea, Marea Neagră și ni s-au asigurat porțile deschise atât pe flotila Mihail Cogălnicianu de pe garnizoana Brăila, cât și în portul militar de la Constanța. Imaginați-vă că capitani, comandori de vase de luptă s-au pus la dispoziția noastră din propria lor voință sau la ordin, nu știm, cert e că prin Ministerul... O voință a existat totuși undeva, indiferent. O voință a existat undeva de a se alipi acestei inițiative. Și a contribuit și dânsii cu, pe segmentul strict de specialitate al dânșilor, cu completarea informațiilor pentru copii. Fiecare copil din detașamentul 10 din cei 75 care am fost acolo le-a trecut armamentul de infanterie prin mână. Au îmblăcat completul antichimic, antiatomic, au avut o pușcă cu lunetă în mână, au participat și au vizitat zone în care un cetățean de rând nu știu dacă are posibilitatea vreodată în viață să le vadă. Și imaginați-vă că am fost invitați și sau, bineînțeles, am trimis o listă cu toți copiii, cu toți participanții la această operațiune și potrivit acesteia ea a fost aprobată, bănuiesc că de statul major al forțelor navale și ne-a permis accesul acolo și acolo am avut pe fiecare navă în parte că am vizitat Bricul Mircea, am vizitat fregata Regina Maria, v-am zis toate navele de luptă aflate pe garnizoana Brăila în flotila Mihail Cogălnicianu și ne-au explicat de așa manieră încât copiii să înțeleagă importanța flotilelor, adică armatei pe fluviul Dunăre, care să asigure protecția și tot ce presupune implicarea din punct de vedere al siguranței naționale. O chestiune care copiii au rămas încântați. Imaginați-vă că sunt copii, au fost majori printre noi. De exemplu, fiul meu, care a participat de 3 ani de zile, are și el o grupă în primire și mai multe activități de acest gen. Nici măcar fiul meu nu ținuse o armă, o mitralieră sau, mă rog, o pușcă cu lunetă și, ca să nu vă mai spun, un aruncător de grenade și o serie întreagă de alte arme militare în mână. Deci, inclusiv majorii, cei de peste 21-22 de ani, au fost încântați, inclusiv doamnele profesoare, toată lumea, ghizii, că toți am avut aceleași drepturi. Toți am ținut o armă în mână și am participat la tot ceea ce a însemnat acea expunere într-un mod elaborat, strict, militarește, cu privire la fiecare armament în parte, inclusiv a fiecare navă de luptă în parte. A fost o chestiune impresionantă. Sunt lucruri fascinante chiar și pentru unii care au călătorit destul de mult, dar pentru alții care nu au călătorit sunt cu atât mai fascinante. Este clar din ceea ce ne spuneți că nu a fost o simplă plimbare, o simplă excursie, a fost un program bine elaborat, bine pus la punct. Este greu să stăpânești atâția copii, ei sunt foarte entuziaști, au energia specifică vârstei. Cum ați reușit totuși să-i stăpâniți și să derulați programul așa cum l-ați gândit și în siguranță și în etapele pe care le-ați stabilit? Da, a existat o perioadă premergătoare acestei excursii prin care ne-am întâlnit de-a lungul a 3 săptămâni înainte, de câteva ori pe săptămână, de 2 ori pe săptămână și am abordat fiecare aspect în parte privind
desfășurarea întregii operațiuni, începând de la disciplina, de la respectul față de semenii noștri, până la deplasarea în coloană, respectarea tuturor celorlalți participanți, atât la traficul pietonal, cât și la traficul auto, că au fost situații în care a trebuit să traversăm toate marile orașe pe care le-am vizitat. Imaginați-vă că a fost nevoie să traversăm, am mers de la un obiectiv la celălalt, am vizitat muzee, am vizitat unități militare și o serie întreagă de alte obiective turistice și a fost nevoie să ne deplasăm în marș. Imaginați-vă că a trebuit să fie o chestiune riguros disciplinată pentru a nu crea disconfort nimănui și noi să ne putem deplasa în condiții de siguranță maximă. A fost nevoie de luarea acestor măsuri, în primul rând, pentru a păstra în siguranță și integritatea grupului. Fiecare dintre copiii noștri își avea locul bine stabilit în grupă, poziția unde era și eticheta o avea în geantă, în condițiile în care unul dintre noi se rătăcea, cel din coloană, din grupa 1 și din ce coloană și ce rând era, știa clar că lipsește cel din față. Dacă nu-l vedea cel din spate, automat cel din dreapta sesiza că era lipsa în coloană. Și pentru siguranța și integritatea grupului și, v-am zis, din respect față de toți ceilalți cu care ne-am întâlnit, a fost necesar luarea unei astfel de măsuri, ca să zic așa. Reguli foarte bine stabilite și care sunt necesare întotdeauna în astfel de situații. Vorbiți-ne și despre partea financiară, pentru că a fost și un efort financiar din partea administrației locale din Ogrezeni aici și eventual din alte surse pe care le-ați avut la dispoziție pentru a asigura această expediție. Vedeți, dumneavoastră, lucrurile bune întotdeauna, în primul rând, că sunt binevenite și sunt recunoscute de către toți membrii unei societăți. Indiferent ce țintă ar avea aceste lucruri, dacă ele au o finalitate bună și pozitivă și mai ales pentru niște copii, imaginați-vă că toți cei cărora le-am solicitat acordarea acestui sprijin le-au oferit în măsura posibilităților lor și în mod necondiționat. Avem aici persoane fizice din localitatea noastră și din zonele apropiate care au participat prin familiile lor cu contribuții bănești într-un cont special de sponsorizare al primăriei Ogrezeni, din care s-au putut efectua plățile respective. Consiliul local a avut o contribuție însemnată, aș putea spune. De asemenea, Consiliul Județean, în mod plăcut am rămas impresionat, noi am mai avut solicitări la Consiliul Județean, dar n-am găsit înțelegere niciodată. Iată că de această dată am găsit înțelegere la domnul președinte Mina și ne-a aprobat o sumă consistentă de bani, aș putea spune. Aș putea spune că explorarea Deltei Dunării în proporție de 80% a fost asigurată de Consiliul Județean Giurgiu și le mulțumesc pe această cale atât domnului președinte cât și tuturor consilierilor județeni care au votat pentru îndeplinirea acestui scop minunat al expediției noastre, pentru copiii noștri și pentru România într-un final. Având în vedere bagajul de cunoștințe și felul în care s-a desfășurat această expediție, importanța ei pentru copii și pentru participanții pe care i-ați avut alături, aș spune că a meritat, indiferent care ar fi fost efortul. Știu că financiar n-a fost un efort extraordinar, dar așa, atât cât a fost făcut, el chiar a meritat. Cei care v-au sprijinit, Consiliul Local, Primăria, pot spune că au făcut un lucru bun, cel puțin din punctul meu de vedere. Dar fiindcă am ajuns aici, în final aș vrea să vă rog să transmiteți colegilor dumneavoastră primari din județul Giurgiu și nu numai din județul Giurgiu, pentru că din datele pe care le am eu, astfel de acțiuni sunt unice deocamdată, cel puțin la nivelul județului Giurgiu, în ceea ce privește organizarea lor de către o primărie și un primar. Spuneam ce le transmiteți colegilor primari care eventual ar putea să vă urmeze exemplu, cel puțin pentru că sunt în slujba comunității și astfel ajută pe cei mai importanți membri ai comunității, generația de mâine. Da. Ce să le transmit? Stimați colegi, dacă aveți posibilitatea și timpul vă permite să renunțați la un concediu și să-l dedicați copiilor din localitatea voastră și sunt sigur că în fiecare localitate există oameni care să-și permită să vină în sprijinul inițiativei voastre, ar fi un lucru minunat atât pentru comunitatea pe care voi o păstoriți,
cât și pentru copiii, generația de mâine a localității voastre și a României în general, ar fi bine să vă implicați și să dăm dovadă tuturor că spiritul neamului românesc și tradițiile noastre nu o să ni le poată lua nimeni niciodată, pentru că noi le avem sădite în inimi și în suflete de la începuturi și nu odată am demonstrat-o în istorie, ci de mai multe ori, și dacă vrea Bunul Dumnezeu, într-un viitor apropiat, vom demonstra din nou că România este a noastră și nu a altora care probabil și-ar dori-o cu atâta ardoare. Așadar, implicați-vă și faceți tot posibilul pentru generațiile viitoare, că ei vor fi viitorul atât a comunelor pe care le păstoriți, repet, cât și al României în principal. Domnule primar, vă mulțumesc, vă felicit pentru aceste inițiative, vă urez succes în continuare și aș vrea să vă mai rog să încheiați dumneavoastră acest interviu cu încă un mesaj de data aceasta adresat celor care v-au fost alături, copiilor cu care ați fost în expediție, colaboratorilor cu care ați fost acolo, tuturor celor care v-au fost alături, așa cum spuneam. Da. E un moment emoționant. Ce să vă spun? Aseară, la debarcare, pe o ploaie torențială, lacrimi în ochii tuturor copiilor. De fericire, probabil, că au văzut atâtea lucruri minunate și pe de altă parte, că în aceste 16 zile s-au sudat niște relații între ei pe care greu îmi este să le exprim acum. Dacă vreți mai multe amănunte, puteți intra că pe site-urile de socializare să vedeți ideile lor de final. Pur și simplu, nu le venea să se mai despartă. Au rămas îmbrățișați în ploaie torențială cu toți părinții lângă ei. Atât unii pe alții copii, cât și față de cadrele didactice și de toți cei care au participat la această operațiune. Dragi copii, vă iubesc, vă mulțumesc mult pentru înțelegerea de care ați dat dovadă, de disciplina exemplară care ați demonstrat-o cu ocazia traversării noastre prin toate marile orașe ale țării, mai ales pe embarcațiunile pe care am fost transportați la locurile minunate din țara noastră, iar dumneavoastră, dragi colegi, din toate instituțiile statului român care ați participat, la vedere și nu numai, și efectiv, vă mulțumesc și vă voi fi veșnic recunoscător. Pe mine vă puteți baza oricând cu privirea la orice inițiativă de astfel de gen. Și dacă îi aparține această inițiativă altcuiva, voi solidariza cu acela prin prisma Consiliului Local Ogrezeni și al Primăriei Ogrezeni și inclusiv prin instituția primarului și voi da curs tuturor solicitărilor de acest gen. Vă mulțumesc! Până la urmă nu o să înțeleagă nimeni nimic din toată nebunia asta. Și cum poți să explici mai bine decât luând-o cronologic? Hai să vedem unde ne aflăm și toate demersurile astea, ce finalitate vor avea pe termen scurt sau pe termen lung? Și ce repercursiuni vor avea pe termen scurt sau pe termen lung? Că până la urmă, dintr-o ceartă, cum este cearta stăpânilor, bucuria nebunilor sau... Da. Și venim la hotărârea, bine, în 92, legea 84 privind înființarea zonelor libere, în 96 se înființează zona liberă Giurgiu, HG 778, dacă nu mă înșel, privind înființarea zonei libere Giurgiu, în 14 octombrie 2003 se emite hotărârea de guvern 1221 privind trecerea imobilului aflat în administrarea regiei autonome. Deci vreau să înțelegeți și să fiți atenți la aceste aspecte. Despre ce entități juridice se discută în situația de față. Hotărârea 1221 privind trecerea imobilului aflat în administrarea regiei autonome, administrarea zonei libere Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Giurgiu
și trecerea regiei autonome a administrației zonei libere de sub autoritatea Ministerului Transportului și Turismului sub autoritatea Consiliului Județean. Deci, trecerea imobilului aflat în administrarea regiei autonome, direct prin hotărâre de guvern. Deci el a fost în administrarea zonei libere prin lege, prin hotărârea guvernului 778. Și aici spune că se aprobă trecerea imobilului identificat în anexe de la regia aflat în administrarea regiei autonome. Deci tot timpul se spune că până la momentul acela terenul și terenul era în proprietatea statului, dar în administrarea regiei autonome, zona liberă Giurgiu, și serviciile respective de zonă liberă erau în administrarea zonei libere Giurgiu. Deci noi discutăm de o entitate juridică numită administrarea zonei libere, că era regia autonomă, ulterior s-a transformat în societate comercială. Zona liberă Giurgiu se menține, în zona liberă Giurgiu se menține regimul de zonă liberă prevăzut în legea 84/92 privind cu modificările ulterioare. Deci prin hotărârea de guvern prin care s-a făcut trecerea dintr-o parte în alta, de la stat și de la Ministerul Transporturilor la Consiliul Județean și la AZL în cadrul Consiliului Județean, se spune clar că se menține regimul de zonă liberă prevăzut de lege. Și cu asta basta, așa s-a transmis. Mai vine o dată și spune anexă cu datele de identificare. Și aici vreau să fiți foarte atenți la ce înseamnă acest transfer. Și un tabel în care spune persoana juridică de la care se transmite proprietatea imobilului și spune statul român în administrarea regiei administrația zonei libere Giurgiu. Deci a fost în statul român, deci de la cine trece? Și persoana juridică la care se transmite proprietatea imobilului. La care se transmite proprietatea imobilului. Spune județul Giurgiu și direct spune clar prin hotărâre de guvern în administrarea regiei autonome administrația zonei libere Giurgiu. Deci nu e că domne Cofico la noi, nu știu, e clar trecut prin hotărâre de guvern, trece de la statul român și în administrarea zonei libere, regia autonomă, la județul Giurgiu și la regia autonomă administrația zonei libere. Se face protocolul de predare-primire între Ministerul Transportului și Consiliul Județean, în care spune, conform legii 121 și legea 84 privind zonele libere și anexe și tot ceva, regia autonomă, administrația zonă liberă Giurgiu, trece sub autoritatea Consiliului Județean din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu, sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu. Și se semnează de către Nicu Mardale, era director executiv, Monica Peicea era șef serviciu investiții, juridic era Nina Carmen Crișu, referent contabilitate Floarea Manole, Marin Nicolae, serviciu tehnic investiții. Nițulescu, director general, regia autonomă, administrația zonei libere Giurgiu. După acest protocol, intervine hotărârea de Consiliu Județean, în care se spune așa prin hotărârea de Consiliu. Tot în 30 martie 2004. Se aprobă înființarea societății comerciale, administrația zonei libere Giurgiu, prin reorganizarea regiei autonome administrația zonei libere Giurgiu. Bunurile proprietate publică, precum și activitățile și serviciile care au fost în administrarea regiei autonome administrația zonei libere Giurgiu, vor fi atribuite direct societății comerciale administrația zonei libere Giurgiu printr-un contract de concesiune pe 50 de ani. Predarea, preluarea activului se va face prin grijă acutare în termen de zile. Societatea comercială administrația zonei libere Giurgiu se substituie regie autonome administrarea zonei libere cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice. Și acum veni și vă spun. Punctul acesta, da? O sinteză. Am avut un teren domeniu public al statului și o regie autonomă domeniu public al statului. Regie autonomă. Le-am dat terenul în proprietate Consiliului Județean cu obligația să-l dea în concesiune administrației zonei libere. Nu mai este regie, se face societate pentru că se desființaseră regiile autonome.
și să-i dea în concesiune pe 50 de ani. Dreptul de exploatare, imobil înseamnă teren și construcții. Cu tot ce înseamnă drepturi și obligații din acest lucru. În 2008 se transferă acțiunile, se cesionează acțiunile de la societatea comercială, administrația zonei liberă, ale societății comerciale, de la Consiliul Județean la Consiliul Local. Deci discutăm de cesiunea acțiunilor la o societate comercială care avea în administrare zona liberă, prin hotărâre de guvern. Deci nu alta, doar aceea care a preluat și venea în continuare. S-au schimbat decât acționariatul. Dar societatea a rămas cu aceleași obligații, cu aceleași drepturi care le avea dinainte. Se face un nou contract de concesiune între Consiliul Local și zona liberă, în care îi se dă pe aceleași condiții care le-a avut de la Consiliul Județean, dreptul de administrare. Și vă mai spun un singur lucru. Cu menținerea regimului de zonă liberă. Cei de la Consiliul Județean vin în 2000, an de grație, 16. Și spun, vă luăm acțiunile înapoi și vă luăm și administrarea. Bineînțeles că preluarea acțiunilor nu este un act unilateral. Mai trebuie să fim și noi de comun acord. V-am explicat data trecută cam cum e treaba așa, într-un mod mai simplist. Și mie mi-ar place de cineva și zic, vreau să mă căsătoresc cu tine. Asta nu înseamnă că-s căsătorii cu el. Mai trebuie să fie și el de acord, mai trebuie să mergem la un registru de oficiu de stare civilă, să reglementeze, deci un organism neutru, să reglementeze această opțiune de voință a ambelor părți. Așa, doar că eu vreau să mă căsătoresc cu cineva, nu înseamnă că persoana respectivă e chiar căsătorită. Acum vin și vă citesc toată corespondența care a fost în perioada aceasta. Deci sper că m-am făcut bine înțeles despre ce discutăm. Poate să ia administrarea. Poți să o ia dumnealor, dar trebuie să o și justifice în instanță de ce o ia. Ce, domne, noi vrem să ne o luăm înapoi. Ok. Îți permite legea să o iei înapoi? Să vedem. O iei doar printr-un gest de voință sau act de voință sau trebuie să mergem în instanță să demonstrezi de ce mi-ai acționat. Și dacă mi-ai dat zona liberă, nu poate funcționa societatea comercială, administrația zonei libere, fără teren în administrare. Pentru că altfel nu se îndeplinește cerința hotărârii 1221, care spune clar că terenul este doar pentru zona liberă și doar administrației zone libere. Că se numea regie, că se numește societatea, entitatea e aceeași. Pentru că s-a preluat toate drepturile și obligațiile. Și dumnealor zic, nu domne, noi vă luăm administrarea și vă luăm și acțiunile. Aia cu acțiunile e mai greu, cu administrarea. Și cu administrarea e greu să o ia. Pentru că, ca să vedeți, până la urmă, până unde duce, nu mai știu ce să spun, ori gândire bolnavă, ori minte cu gândire bolnavă. Nici nu știu. Minte bolnavă cu o gândire bună. Nu mă refer, mă refer strict administrativ la persoanele care însemnează hârtiile astea. În data de 9-a-8-a, noi trimitem, după ce a fost ședința, trimitem în care spunem că am luat la cunoștință, v-am dat o adresă aceea, am luat la cunoștință că pe ordinea de zi a fost un proiect privind încetarea aplicabilității hotărârii care ne transferă cu titlul de actuit societățile acțiuni la zona liberă. Termenul de introducere este un an, așa, având în vedere că hotărârea 14 a fost adoptată în 2008 și a intrat în circuitul civil producând efecte juridice, este evident că s-a încercat o eludare a dispozițiilor mai sus menționate, în sensul că pe legea contenciosului, în maxim un an poți să faci contestație și să contești o hotărâre care ai dat. Vă rugăm să analizați și să verificați. Dumnealor au dat hotărârea pe 9 marți și vinerea următoare, deci 9 și pe 9, 18 au depus la ora 4 la prefectură pentru viza de legalitate. Au așteptat maxim cele 10 zile cât permite legea. Vinerea a plecat prefectul în concediu și a rămas în stand-by. O să vedem și punctul de vedere al... Da, dacă erau așa de corect, de ce n-au depus-o de a doua zi? Că a doua zi nouă ne trimite o hârtie. Și ne spune așa. Noi le spunem că facem procedura prealabilă în care le spunem celor de la Consiliul Județean
că nu ne duseră hotărârea pe 10-a 8-a. Și ne spune să ne dea hotărârea ca să putem să o acționăm. Venim pe data de 10 august, în care, deci, nu ne dăduse hotărârea, nu știam, nici prefectului nu o dăduse, și ne trimite o adresă pe 10 august. Deci pe 9 a fost. Prin prezenta vă înaintăm hotărârea din 9 august privind încetarea aplicativității privind transferul cu titlu gratuit pentru preluarea patrimoniului. După aceea vine și ne mai trimite încă o adresă în care spune așa: către administrația zonei libere Giurgiu, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu. Revenim la adresa din 17, da, era adresa din 17. Pe data de 17, având în vedere hotărârea lor privind încetarea aplicabilității acțiunilor și predarea, transferul cu titlu gratuit a acțiunilor, privind preluarea, vă invităm în data de 18 august, de după 17 august la ora 11.44, vă invităm pe 18 august, ora 12, la sediul administrației zone libere, în vederea întocmirii și semnării protocolului de predare-primire. Îmi pare rău că o spun unor oameni care au mai ocupat și funcție de administrație a unui județ. Consiliul Local al Municipiului Giurgiu nu are decât atribuțiuni legislative. Nu are patrimoniu, nu are personalitate juridică, nu are cont în bancă, nu are personal, ci doar secretarul Consiliului Local, secretarul municipiului este și secretarul Consiliului Local. Și atât. Oameni buni, cred că oamenii ăștia, când am spus că ori o minte bolnavă, ori o gândire bolnavă, nu m-am hazardat cu cuvintele și nu m-am jucat cu cuvintele. Cum poți să vii, chiar dacă ești un proprietar de bună credință a unui teren și chiar dacă l-ai administrare, exercitarea funcțiunii de zonă liberă cu toate prerogativele acestei funcționări nu are decât Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu. Nici municipiu, nici Consiliul Județean. Acesta este furnizorul de servicii în zona liberă. Doar el poate să facă lucrul ăsta, că așa a fost stabilit prin hotărâre de guvern. Și așa a fost transmis către Consiliul Județean. Tot prin hotărâre de guvern. Administrarea zonei libere Giurgiu, dat în administrare. Despre ce discutăm noi acum? Să ia contracte, să-i spună, să aiți așa, că nu mai le faceți cu voi. Facem noi altă societate. Și ce să facă societatea alta în zonă? Că doar administrația zonei libere Giurgiu, regie înainte, societate comercială, poate efectua aceste servicii în zona liberă. Nu altă societate.